Ultima seară de distracție la zilele Comunei Jebel a fost cireașa de pe tort a evenimentului cultural. Andreea Voica și Borko Radivojevic au făcut ca ringul de dans să devină neîncăpător pentru sutele de pătimași care au jucat cu foc. Distracția a fost la ea acasă la zilele Comunei Jebel. Îndrăgiții artiști de pe afiș i-au făcut pe mulți să parcurgă kilometri buni doar pentru a petrece la ruga satului Jebel. Organizatorii manifestării culturale au fost Primăria și Consiliul Local Jebel.